N-am cu ce să mă îmbrac. Iubi, tu ești făt frumos. Hainele sunt doar ambalajul. Hai, îmbracă-te odată să mergem, că suntem în întârziere. Îmbrac, mă, dar n-am cu ce să mă îmbrac. Cu ce să mă îmbrac? Ia orice. Orice. Am 40 de ani, am fire albe în păr. Vrei să mă îmbrac ca un puștan? Cu ce? Cu blugi mulați? Cu glezne la vedere? Cu tenis? Nu pot cu orice. Ia ceva comod. Vin în pantalon de training. Mai eu, șlapi. Să zică lumea acolo nu-l mai interesează nici de cum se îmbracă, nici de ce zice lumea despre el. Ok, nu lua ceva comod. Ia ceva călduros, că e frig afară. Nu zici rău. Pulovere, eșarfe, fulare, geci, helancă, pufoaică. Mă îmbrac, costum, iglu, tot. Să ajung acolo să zică lumea, au venit Moș Martin, nu au venit făt frumos. Ia orice, dar ia odată când târziem. Orice, dar ce să iau, că n-am ce să iau. Ia ceva să te asortez cu mine. Da, să mă îmbrac mai feminin, nu? Să nu știe lumea care e făt frumos, care e Liana Cosânzeană. Vrei să mă depaloșez? Nu, vreau doar să te îmbraci odată, că ne așteaptă oamenii ăia. Dar și cu ce să mă îmbrac, că n-am cu ce să mă îmbrac. Ia orice, că doar nu ești făt îmbrăcat frumos. Tu ești făt frumos. Și toată lumea o să te placă. Mai ales cu coama asta ta creață. Eu nu mi-am făcut părul. Eu nu mi-am făcut părul și vrei să mă îmbrac cu părul nefăcut. Eu nu pot să mă îmbrac dacă nu mi-e părul făcut. Îmi fac părul și după aia vin. Mi-a trebuit mie să mă căsătoresc cu o p***